taina asta e o victorie pentru voi. Ce să spun, Alina? N-am cuvinte, pentru că nu mă așteptam să ajungem la așa ceva și nu s-a meritat ca noi să ajungem la așa ceva. Pentru că mi-a creștinat un copil și dacă el nu ne făcea nouă așa ceva, nici noi nu s-a... Nici... Fratele meu nu cred că denunța. Te simți vinovată? Nu mă simt vinovată, dar îmi pare rău. Îmi pare rău că am ajuns la situația asta, pentru că nu trebuia să ajungem la situația. Trebuia să se rezolvă între noi. Trebuia, băi, oameni, luați-vă banii și lăsați-mă în pace. N-am putut să vă ajung, asta-i, dar el ne-a făcut fragant. De ce a făcut asta? Spui că a dat probele de plan aproape, știa că l-a zis. Păi nu pot să-mi dau seama cum mai vrea, că nu pot. Nu pot să-mi chipui, că n-am, vezi, Doamne, n-am vorbit cu el să-l întreb. N-aș știu de ce ai făcut așa ceva, pentru că n-am voie. Dar știa că-i puteți face rău. Cred că s-a gândit că dacă le arestez, de fric că nu mai face nimic. Eu mă gândesc și la asta. S-a bazat pe fratele lui? Nu știu dacă s-a bazat nimic tatăl. Nu știu dacă s-a bazat fratele lui. Dar rog pe președintele României să nu fie supărat cu mine, pentru că n-am nicio vină. Sunt arestată la arest domiciliar și nu știu fratele meu degea. Ți-e frică de treabă? Mi-e teamă așa, nu știu. Că s-a răzbunat din cauza acestui scandal, da, pentru că el comandat o România și poate să se răspună. Și tatăl tău se teme în același motiv? Nu că n-am vorbit cu tata, dar lui tata îi pare foarte rău de el. Am vorbit pe ora asta și mi-a spus că nu trebuia să se ajunge la așa ceva între familia noastră și familia președinte. Familia Mircea, nu prea, cum ne-a botezat președinte? Nașul nostru. Deci e nașul meu, că mereu care mi-a creștinat un copil și nu trebuia să ajunge la așa ceva. Înțeleg că era mușcat totuși. Îmi pare rău, dar dacă el nu ne făcea nouă frangant și ne înțelegeam așa cum ne-am înțeles întotdeauna și acum când s-a dat banii ăștia s-a le-a primit și nu s-a mai făcut șantaj și când s-au mers să le cerem, s-au făcut șantaj. Saura, el te-a căutat. Deci era tata tău arestat preventiv, nu? Mi-a ajuns că pățină. El s-a oferit să vă ajute, nu? Păi nu mă căută pe mine. De fratele tău. Pe fratele meu, Marian Căpățână, l-a căutat. Deci Marian Căpățână e cel care v-a căutat. Nu voi ați căutat pe ei. Nu, Marian Căpățână a venit la fratele meu. Încă din 2011. Da, din 2011 este treaba asta și din 2011 până la ora actuală, cred că am făcut constantă de milioane de ori. Când era tatăl tău arestat preventiv, era încă la Slatina. Da. Și ce a zis atunci Marian Căpățină? Ce mesaj a transmis? Păi i-a spus că l-a trimis Mircea la el ca să-i dă bani. Ca să-i dăm bani să poate să intervine pentru tatăl. Și fratele meu i-a zis, eu nu pot să-ți dau ție banii ăștia până mă duc să-l întreb. S-a dus, l-a întrebat fratele meu, Florin, și l-a spus, dați-l lui Marian că se rezolvă. Și acum nu mai recunoaște. Pe cum să nu recunoaște, doamna Alin? Pe dacă este filmat. Dumneavoastră, nu gândiți că ați văzut și dumneavoastră filmările. Cum poți tu să minți o țară întreagă când tu ești filmat, când spui așa ceva? Dar îmi pare rău că se ajută situația asta. Nu trebuia să se ajunge la situația asta, ca noi să fie... El arestat din cauza noastră și noi din cauza lui. Te tem că vor avea probleme părinții tăi, rudele tale? Păi deja tata e terorizată în bine, de ce? Cine a terorizat? Oamenii de acolo. Colegi? Nu colegi. Penitenciar. Poliția. Ce zic? În ce sens? La Colibaș are probleme? Tata a plecat de la Craiova. Din cauza unui director ajunt, Calotă, care de câte ori să ia de el, îi face rapoarte. Nu știu ce are cu el, tata nu poate să stea în penitenciarul Craiova din cauza lui ajuntul Calotă. Și s-a dus la Colibaș. Și, acolo... și a plecat la Colibaș. De ce directorul de la Colibaș nu face ce face Calotă? Dar spuneai că are probleme și acum. Unde are problemele astea? În Brahov.
Mi-a spus că e terorizat și acolo. Ce zic? L-au pus la protejat, nu vrea să-l pune cu fratele meu în cameră. Nu știu de ce nu vrea să-l pune cu fratele meu în cameră, pentru că ei au același pedeapsă, aceeași dosar, aceeași definitivă au amândoi. Cum îl terorizează? Angajații penitenciarului? Ce zic? Nu vrea să-l pune cu el în cameră. Îi spune, domnule, puneți-mă cu fiul meu. Dar, nu vrea. Dar se poartă și urât cu el? Cred că se poartă, că el a spus că se poartă. Că ai zis că e terorizat. Da. Este frică. Păi mi-e frică, doamnă Alina, pentru că uitați că sunt cu toți frații mei la mine. Și n-am trei frați buni, am nepoți mici, Florin, copiii lui, trei copii sunt. Câți ați rămas aici acasă? Suntem cinci și familie, trei minori, eu și cu fata mea Alina. Și sunt însărcinată și nu pot să mă deplasez. Poate ați văzut salvarea la mine la poartă, mi-a luat fata și eu n-am putut să ajung. Din cauza unui ce are. Pentru ce ai făcut semnul lui că mă duc? Eu nu cred că ăsta se numește șantaj. Dacă eu m-am dus să-mi cer banii, nașule, cu frumosul, nu l-am amenințat. Nu i-am spus nimic, dar nașule, trebuie să-mi dai banii, gândește-te în ce situație sunt. Dar nici omul n-a vorbit urât. A spus, fină, ți-i dau. Nașa mea nu vreau să fie supărată pe mine. Pentru că eu nu stric. Nu stric eu. Că dacă bărbatul nu făcea denunțul împotriva noastră că îl șantajăm, că îl disperăm, cum a spus el, poate nici el nu era în arest în seara asta. Și dacă nu mi-a arestat, bărbatul pe nedrept. Eu nu înțeleg ce vină... Tu te-ai apărat. Da. Eu nu înțeleg ce vină are bărbatul meu de a-i arestat. Nu pot să-mi dau seama de ce bărbatul meu este acolo. Pentru că el nu a dat bani la naș. Sau lui Marian Căpățână, el n-a fost acasă când s-a dat banii ăștia. Ce dor de el, fata întreabă de el? Păi fata mea seara de seara întreabă de el. Îți dai seama că e mare, are 5 ani acum. Și rog să nu fie supărată pe mine. Că nu mă bucur că este acolo. Nu mă bucur. Nu mă bucur. Pentru că situația în care este ea, ea are unul singur arestat. Dar eu am 5 persoane arestate la penitenciar, la pușcărie.